Bună seara, bun găsit, vă spun din Casa Nouă. Ne-am mutat în bucătăria noastră de iarnă, la Liziera de Lac, unul dintre cele mai ambițioase proiecte imobiliare de la marginea capitalei. Vom rămâne aici toată luna decembrie. După cum vedeți, casa este gătită deja de sărbătoare, pentru că se apropie sărbătorile de iarnă. Adi, bun găsit, ce mai faci? Cum te simți în Casa Nouă? Întotdeauna mă simt bine în Casa Nouă, pentru că e foarte mult spațiu de murdărit. Invitatul nostru din această seară este jurnalist, radio și TV, este bucătar, a fost și el, apropo, jurat la MasterChef și, de asemenea, este scriitor. Este un invitat mai obișnuit să spună bună dimineața decât bună seara. Răzvan Nexarcu ne este oaspete la cină în această seară. Adi, ce-i pregătim de mâncare? O să-i fac de mâncare ceva care poate să-i amintească de când avea el un restaurant regalaș în București, pe strada Toamelea, numărul 101. Avea un bistro, se numea Escargot, și acolo am mâncat la el prima dată orzo. Orzo este o pastă făinoasă care, uite, vezi, are granulația asta, seamănă așa cu niște boabe de cereale. Poate fi gătit în multe feluri, eu o să o gătesc ca pe un risotto, cu un pic de ceapă roșie, cu niște buruieni, în cazul ăsta frunze de sfeclă mangold, leuștean mai la urmă și, la urmă de tot, o pastă pe care am făcut-o din pătrunjel cu ulei de măsline, un pic de zeamă de lămâie și un pic de apă, și lângă el punem porc. Bine, te las să le spui oamenilor cum se face această minunată mâncare. Mă ocup? Te rog! În rețeta de astăzi nu e vorba despre foarte multă complexitate din punct de vedere tehnic și sper că tocmai din acest motiv să obținem o complexitate a gustului, pentru că lucrul ăsta se întâmplă de foarte multe ori atunci când lași mâncarea să se gătească practic singură și nu te grăbești prea tare. Așadar, pentru Răzvan Exarhu, astăzi la cină, orzo cu porc. Pentru porc am ales niște fâșii felii de piept de porc pe care le pun pur și simplu într-o tigaie și le las să se frigă în grăsimea proprie, la urmă le dau niște sare, niște piper și foarte mult pătrunjel. Iar în ceea ce privește orzo, orzo se gătește foarte simplu. Toc o ceapă, niște frunze de mangold, le arunc într-o tigaie cu foarte puțin ulei, când încep să sfârie, adaug și pastele, pentru că voi vorbim despre niște paste, și apoi vin cu câte un pic de apă, încă un pic de apă, încă un pic de apă, până când se umflă și pasta e gătită, și la urmă de tot, o lingură sau două de pastă de pătrunjel, pe care o faci foarte simplu. Pui într-un blender cu cană, frunze de pătrunjel spălate bine, zeama dintr-o lămâie, ulei de măsline sau de floarea soarelui dacă îți place, un strop de apă, pui capacul și dai turație maximă pentru 2 minute, 3 minute și ai obținut pasta asta, care stă bine în frigider, acoperită cu o folie, câteva zile. Dar poate nu e cazul să stea câteva zile. Poate e cazul să mă apuc și eu de lucru, nu? Răzvan Exarhu este cu noi la cină în această seară. Bună seara. Să facem niște exerciții acum. De dicție. Da. Mulțumesc. Așa. Bine ai venit la noi. Iată. Bine v-am găsit. Bine ai venit la noi. Care sunt cele mai bune lucruri de mâncat, în opinia ta, Răzvan? Oricând aș putea să mănânc, nu știu, niște cantități uriașe de salată băf, de exemplu. Că tot vin sărbătorile și oricum e nelipsită de pe masa românilor. Da, n-ai cum. Adică nu știu dacă bate ceva. Și de zi și de noapte. O faci tu? N-am făcut niciodată. Adică cred că o dată sau de două ori am făcut salată băf. Dar prefer să mănânc. Adică îmi place să descoper. E o treabă tare migăloasă, pentru că trebuie să tai toate legumele și carnea. Și cu mazăre sau fără mazăre? Cu mazăre. Că e o discuție aici. Da, cu carne de vită sau poate să fie curcan sau pui? Salată băf cu vită, da.
La România mai mult cu pui, dar nu e nimic. Bine, și cu parizer. Da. Cu parizer? Da, da. Se da. Face salată băuf cu parizer? Da, ăștia care s-au radicalizat, da. Dar nu sunt categoria aia. Bine, hai să ne așezăm, că am multe să te întreb. Da, doamne ajută, așa. Ne-am așezat, sper, confortabil, cât să depănăm amintiri din copilărie. Și uite, te rog, Răzvan, pentru început, să-l descrii tu pe copilul Răzvan Exarhu. Păi, copilul trăia în proximitatea teatrului de păpuși din Brăila. Acolo mi-am petrecut copilăria, pe lângă tatăl meu și pe lângă bloc. Asta era. Cum era puștiul Răzvan Exarhu? Se juca foarte mult, s-a jucat foarte mult până foarte târziu. Adică mi-am întârziat copilăria cât am putut. Până anul trecut? Bă, genul ăsta, da. Da, mă jucam. Trăiam în natură, vânam mamuți imaginari, cățărat în copaci, arcuri, tot ce era omenește posibil, vânătoare multă. N-am avut rude la țară și încercam să trăiesc sălbatic în inima orașului Brăila, deci pentru care tine era sălbatică. Pentru tine la țară, la bunici, și e centrul orașului Brăila, da? Da. Hai să facem un mic exercițiu. Să zicem că ești din nou copil acasă la mama și ai 10 ani, vin sărbătorile. Da. Ce vezi? Văd jucăriile de pom, o parte din jucăriile de pom pe care le-a avut tatăl meu când era copil. Și era o grămadă de globuri vechi. Jucăriile de pom au un înțeles foarte practic, în sensul că astea erau lucrurile care se puneau în pomul de Crăciun, făceau ceva, se mișcau. Atmosfera era foarte patriarhală, în sensul bun al cuvântului. Erau lucruri din astea, de modă veche. Erau foarte multe cărți, erau lucruri foarte practice și era multă lume adunată. Erau multe generații. De fapt, trăiau toți bătrânii din familie, mă rog, genul ăsta de treabă. Aveai răbdare să vină Moș Gerilă pe vremea noastră sau căutai? Tata era Moș Crăciun și ultima dată când a venit el juca acest rol. Când te-ai prins? La ce vârstă? Ultima dată a venit în 77, când a apărut Canto Fabule. Asta mi-a adus, eu eram fan Phoenix, l-am și bătut pe un băiat din Timișoara, că am fost internat la Fundeni. Pe la 6 ani și pentru mine Timișoara era Meca, era buricul lumii, pentru că de acolo era Phoenix. Și am nimerit în salon cu un puș din Timișoara și pentru mine el era cel mai, adică nu puteai să nimerești mai bine de atâta în orașul cu Phoenix. Și n-au zis de Phoenix și pentru asta am cer scuze și pe această cale, l-am bătut în fiecare zi pentru că n-au zis de Phoenix. Care da, sigur, am primit jucăriile, cărțile. De cărți m-am bucurat, dar discul a fost chestia care m-a fascinat și am zis poezia, am făcut ce trebuia și m-am dus să ascult Canto Fabule. Era multă lume și erau foarte multe gusturi, pentru că trăind toți bătrânii din jurul nostru, Brăila era un oraș multicultural. Sigur, jumătate din familia mea era formată din greci, cealaltă jumătate era formată din diversi români, dar bunica era din Ardeal, bunicul era din Basarabia, mă refer la bunicii materni. Și pe lângă asta, Brăila conținea evrei, turci, toate neamurile. Și ăștia erau activi, ăștia traficau mâncare. Și eu am trăit în atmosfera asta și de asta probabil că am un tip de curiozitate care mi-a fost cultivată din copilărie, pentru că nu am refuzat mâncarea. Acum se vede mai puțin că am slăbit, dar da, au trecut și niște ani. Te rog, hai să mâncăm. Asta a zis toată ziua în bucătărie astăzi. Da. E foarte talentat. Am vorbit despre copilărie, hai să trecem ușor spre adolescență. Erai îndeajuns de curajos pe vremea aia cât să spui bancuri cu Ceaușescu? Nu mai știu dacă spuneam bancuri cu Ceaușescu. Tata spunea bancuri cu Ceaușescu. Cred că toată lumea făcea chestia asta, dar de la un punct încolo cred că am ajuns cu toții adolescenți fiind conștienți de faptul că unul dintre noi, cel puțin, avea un job în altă parte. În altă parte unde? La securitate, gen. Era turnător.
Nu mi s-a întâmplat, n-am avut curiozitatea, din când în când mă mai vizitează gândul ăsta să merg să văd dacă am un dosar sau tata are dosar, sigur are dosar de urmărire. Mi se pare suficient de mizerabilă amintirea acelor ani, astfel încât să o mai tulbur cu cine știe ce revelații sinistre despre oamenii pe care i-am cunoscut. Prefer să rămân așa. Pentru noi, luna decembrie înseamnă și acel decembrie 1989. Da. Cum ai trăit Revoluția? Păi pe mine m-a prins aici. Făceam pregătire pentru facultate și n-am mai plecat până după anul. Nu mai știu când m-am întors la Brăila. Am rămas în București. Și am fost așa în câteva locuri. Am fost și la televiziune. Am trăit niște momente. Am văzut oameni căzuți pe stradă, împușcați în direct. Am văzut gloanțe izbind trotuarul. M-am ascuns. Da. Mi s-a părut că e ceva ce nu pot controla, deși aveam o vârstă care nu suferea neapărat de rațiune, ci mai degrabă de inflamare. Cred că m-am retras la un moment dat și într-un mod înțelept. Mi se părea ciudat. Au fost câteva lucruri care mi s-au părut foarte ciudate. Adică? Adică, de exemplu, când am fost la televiziune, erau oameni care umblau cu sticle de spumant, realmente. Era spumantul Ateneu, sau nu știu cum se numea pe vremea aia. Și spuneam că apa e otrăvită. Acum, dacă stai să te gândești la tot ce citim noi pe internet, îți dai seama că intoxicarea există dintotdeauna și că da, ea a funcționat perfect și atunci, cu metodele de atunci. Spuneau că sunt printre noi securiști care sunt îmbrăcați în balonzaiduri, gri și au o sacoșă în mână și m-am uitat în jos și toată lumea avea un balonzaid gri și avea o sacoșă în mână. Numai tu n-aveai sacoșă. Și erau două scene la televiziune. Era un domn cu o coasă, foarte beat și dezbrăcat până la brâu, cățărat pe un tab. Sergiu Nicolaescu vorbea de la o tribună, altcineva vorbea de la altă tribună. Nu se înțelegea absolut nimic. Și imaginea acelor oameni îmbrăcați în balonzait gri cu o sacoșă în mână m-a făcut să mă gândesc că poate că e ceva ce nu pricep și oricum părea foarte suspect, dincolo de sentimentul ăla pe care nu l-am mai trăit de atunci, care te făcea să te îmbrățișezi realmente cu necunoscuți. Cel mai mare șoc pentru mine a fost când am auzit strigându-se la televizor jos comunismul. Adică jos Ceaușescu era ok, dar jos comunismul, adică dispariția sistemului, mi s-a părut ceva incredibil. Adică, uneori compar asta, gândindu-mă așa, utopic, cu ce trăiește lumea în Coreea de Nord. Și îmi dau seama că noi am fost cam pe acolo, în sensul că eram atât de spălați pe creier, încât nici nu ne imaginam libertatea, în vreun fel. Nu știu ce ne trebuia. E o traumă imensă. Era o traumă imensă. Uitându-te acum în urmă, la 31 de ani distanță, a meritat? Sigur că povestea aia a meritat și nu mi se pare că trebuie să regreți bucuria, entuziasmul, speranța, lucrurile care te fac să te simți viu. Pentru că ea nu ține atunci de neapărat de vârstă. Pentru că sigur că lumea era speriată și că a participat o minoritate, la fel ca și în cazul pieței universității. Era puțină lume, de fapt, știi? Implicată în povestea asta. Curajoșii au apărut foarte târziu, atunci când era ceva mai sigur să ieși pe stradă. Dar altfel, acel sentiment de eliberare și de comuniune, de descărcare emoțională generală, fără niciun fel de opreliști, nu l-am mai întâlnit de atunci. Dar de atunci ți-ai propus vreodată, tu personal, Răzvan, să te implici mai mult în ce se întâmplă în țara asta? Știu că la un moment dat ți s-a propus, de pildă, să candidezi la primărie. La o primărie. Ei, bine, nici da, nu contează. Da, era o chestie semiromantică, dar sigur, am privit-o cu un pic de atenție. Și îngrijorare. Da. Nu la modul ăsta. Cred că lucrurile pe care le fac eu în timpul serviciului
sunt la fel de importante și mult mai importante. Și sunt lucruri la care mă pricep. La restul nu m-aș pricepe și nici nu vreau să ajung să devin vreun patetic. Acum mie mi se pare că e nevoie de oameni care știu să facă bine niște lucruri. E nevoie de administrație, de eficiență, de tehnici din astea care se învață la școală și care țin mai puțin de discursuri cât de pragmatism, de sistem. Lucruri care trebuie făcute de oameni care au studiat chestia asta și pot să le facă bine. Să-i obișnuiești pe oameni cu ideea schimbării și cu sentimentul că toată lumea este la un loc, nu decide altcineva pentru altcineva și că noi de asemenea trebuie să fim pregătiți și să preluăm schimbarea și să o ducem mai departe și să ne mișcăm odată cu ea, da, asta poate face media. Asta poate face un om ca mine, care ține pe oameni în viață, le ține moralul sus, să spunem, îi ajută să depășească fiecare zi. Foarte bine zis, îi ține pe oameni în viață, pentru că ești persoana publică ce s-a implicat cel mai mult în campanii pentru donarea de sânge. Da. Ce te-a trimis către zona aia? Păi, e exact principiul despre care vorbeam mai devreme, că e vorba de o experiență personală. Și întotdeauna pleci de la chestia asta și atunci când aștepți ca oamenii să fie drăguți în trafic, ar trebui să încep cu tine. Ăsta e principiul în care cred și pe care îl practic de altfel. Și aici a fost vorba de faptul că eu căutam sânge pentru tatăl meu și stăteam la Floreasca pe hol și îmi venea să plâng și după aia m-a pocnit râsul că m-am gândit că vine un manelist l-a adus de urgență plin de sânge de la vreo nuntă și primește sânge de la unul din bikerii care ascultă Rock FM și dimineața se trezește și are o poftă ciudată să asculte Metallica. Și așa s-a născut conceptul, am râs. Bun, mă rog, s-a rezolvat pentru că există o solidaritate. Există o solidaritate? Da, sunt oameni care fac chestia asta. Sunt nevăzuți, nu caută vreo recompensă vizibilă, să spunem, și își fac datoria. Probabil pentru că au trecut printr-o experiență personală care i-a îndemnat să rămână în cursul ăsta. Adică nu donez sânge doar pentru că există un om din apropierea ta, din familia ta care are nevoie, ci pur și simplu sau o faci atunci pentru că înțelegi că e nevoie de asta. Dar continui să o faci pentru că îți dai seama că toată lumea are nevoie de asta. L-ai amintit pe tatăl tău. Te-a vrut preot. Ei, da, sigur. Era o chestie iarăși pragmatică. Era o treabă de supraviețuire atunci. Da, părea o idee bună. Părea o idee bună. Pe care n-ai îmbrățișat-o. Nu. Eu am avut o bucată de viață în care am fost foarte apropiat de ortodoxism, am citit foarte multe cărți, am mers pe la mănăstiri, am ținut posturi, am făcut lucruri din astea. Spiritul meu rămâne foarte aproape de și de ortodoxia aia, chiar mai ascetică din când în când, dar în practică, în ceea ce fac eu zi de zi. Încerc să mă îmbunătățesc. Și atunci, da, cred că nu era neapărat o treabă bună pentru mine. Nu era genul meu de job. Mergi la biserică de sărbători, de pildă? Da, uneori da. Îmi place asta. Mai ales acolo unde vezi oameni care vin pe curățenie și fără să încerce să bifeze chestia asta. Adică nu, e la fel ca la donarea de sânge, de altfel. Sunt oameni care fac asta pentru ei, fără legătură cu vreo recompensă. Și acei oameni sunt admirabili și ăia fac minunile, de fapt. Hai să vorbim un pic și despre jobul tău. Cum te-ai apucat de radio? Păi m-am apucat pentru că mi-era jenă să mai trăiesc din banii părinților mei, cred că în anul 2 de facultate, și am dat această probă. Nu-mi plăcea, făceam știri, n-am făcut cuplu neapărat cu știrile, deși... E o experiență bună, pentru că te învață să te uiți cu atenție și să faci selecții și să scrii și să sintetizezi.
Îți dă un tip de disciplină pe care după aceea o folosești nevăzut în ceea ce mai faci. Pe vremea când încercai să salvezi lumea, te-ai luptat ani buni, cred, cu Ion Iliescu, pe care majoritatea din această țară îl votase. Dacă mai vrei să salvezi lumea, te întreb cine e astăzi Ion Iliescu pentru tine. Toată lumea e Ion Iliescu. Ion Iliescu a fost un simbol foarte bun pentru tot ce avea să meargă rău în România și pentru tot ce se construia urât, strâmb, nedrept și ticălos pe alocuri, pentru felul în care poporul ăsta a ajuns să trăiască fără direcție, fără empatie, fără moralitate, fără reguli. Credința că lipsa de reguli e o regulă în sine și că descurcăreala este un principiu de viață vine de atunci. Sigur că are rădăcini mult mai adânci în faptul că te simțeai, cum să spun, validat, obligat să furi de la stat. Pentru că era ceva normal și acest sentiment al justificării furtului a continuat până în zilele noastre și totul mi se pare atât de vizibil astăzi, când lumea trăiește cu sentimentul că toți cei din jur vor să le fure plăcinta. În loc să o împartă, că de-aia mergem la biserică. Păi cum, n-am rămas cu ideea că trebuie să fim săraci și cinstiți? Nu, nu cred. Trebuie să fim bogați și nemiloși. Pe vremea când tu lucrai la știri, scormoneai cumva în arhivă după știri care se întâmplaseră în aceeași perioadă, fix în aceeași zi, în urmă cu ani. Da. Tu ai făcut asta la radio, eu am făcut asta la televiziune. Și vreau să te întreb, Răzvan, dacă răul politic e ciclic. Pentru da. Că... Da. Da, dar deja devine foarte apăsător și obositor în același timp. Că... Asta a fost prima mea formă de depresie atunci și a fost un exercițiu solitar. Și chiar citeam știrile de cu un an, doi, trei în urmă și nimeni nu observa vreo mare diferență, dar ele erau vechi și asta m-a nebunit. Oricum aveam o acoperire foarte mică. Să urmărești 3 ani este statistic vorbind nimic. Dar sentimentul ăsta că trăim într-o buclă și că doar personajele se schimbă și cuvintele și gesturile rămân aceleași, e îngrozitor. Și cum tăiem răul ăsta? Păi ne vedem de treabă. Nu că persoană că... fizică, vorba altui clasic în viață. Da, sau la serviciu. La cât începe ziua ta? La 5. 5 dimineața? Da, cam așa. Cum decurge ea? Beau cafea și scriu. Cam o oră. Avem un desfășurător care se face, pornește în timpul zilei, pe care se scrie mai multă lume și mai scriu și eu și le aranjez. Adică sunt lucruri pe care le facem în timpul zilei și alte lucruri care țin de, mă rog, scriem poante sau lucruri, direcții de dezvoltare a subiectelor, chestii din astea. Dar am cam o oră dimineața în care scriu. Nu știu cum exact. Direct din somn mă arunc în povestea asta. Și te arunci în glume, că da, buna ta dispoziție e molipsitoare pentru noi cei care te ascultăm. E tehnic. E destul de tehnic. Adică eu și pe mine mă ajută. Fac un fel de terapie cu mine dimineața. Pentru că realizez că nu te poți trezi așa. În fiecare dimineață. Nu e normal. Nimeni nu face asta. Poți să faci mișto de orice? Cred că am putut să fac mișto de orice. În ultima vreme, da, mi-am rafinat ironia, să spunem. Adică am descoperit empatia, ceea ce pare foarte ciudat dacă te uiți la fața mea. Și mi se pare că, totuși, având în vedere incidența cazurilor, e mai bine să nu relativizăm totul. Asta e tot. Sunt niște nuanțe. Aș vorbi un pic și despre tine, bucătar, pentru că ai fost jurat la MasterChef, după care ai avut un restaurant. Da. De unde? Înainte am avut, da. Da, să respectăm adevărul istoric. Da. Deci ai avut un restaurant după care ai fost jurat la MasterChef. Am fost bucătar și după aia am ajuns la MasterChef, da.
De unde pasiunea pentru bucătărie? Stăteai acasă, lângă mama, când gătea, vine din copilărie sau ai descoperit-o mai târziu? Bine, asta cu Masterchef, mă rog, e privit așa ca o medalie de onoare. Și nu e? E un concurs pentru bucătari amatori, știi? Dar nu e... E un show de televiziune, nu e vreo distinție, nu e ca și cum ai termina Cordon Bleu sau, știi, adică e o... Dar e bună pentru plus de notorietate? Da, da, în mare da, dar nu mi se pare hotărătoare, să spunem. E o experiență bună, a fost o experiență foarte bună pentru mine, pentru că nu avusesem de-a face cu o producție de o asemenea anvergură, să stau cu 10.000 de... cameramani, concurenți, un platou imens, multe lucruri de... Dar nu o atmosferă intimă ca la noi în sufragerie. Nu, asta mai puțin. Doar când veneau victimele cu farfurile la degustat. Dar, pe de altă parte, e un lucru bun să poți să-i ajuți pe oameni să înțeleagă bucuria pe care o conține o farfurie și nu narcisismul, starea asta de uite-mă cât sunt de special, uite-mă cum gătesc niște farfurii care arată foarte frumos, dar care nu se pot mânca. Cât de importantă este părerea oaspetelui pentru un bucătar? Bucătarul, dacă e sănătos la cap, lucru care nu se întâmplă neapărat în breazla asta, pentru că e foarte accidentat mental, pentru că vine dintr-o presiune îngrozitoare. Dacă vorbim de oameni care lucrează zi de zi în bucătărie, nu prea ai cum să rămâi întreg. Lumea recurge la gesturi extreme, e foarte multă, foarte multă presiune. Și totul pentru o chestie care a ajuns subiect de dezbatere și e trist că adică putem să ajungem să ne spargem fețele pentru părerea despre o farfurie. Asta mi se pare foarte ciudat. Dar dacă dialogul pleacă de la premisa unor interlocutori echilibrați, în sensul că bucătarul vrea să primească un feedback care nu mi se pare neapărat necesar uneori, adică uneori chiar nu contează părerea. Dacă ai observații de făcut și ele ar fi relevante pentru bunul mers al locului sau și nu sunt neapărat fericite, cred că e bine. Lumea gastronomică pare dominată de bărbați. Am această curiozitate. De ce sunt rare femeile în bucătărie? Sunt rare pentru același motiv pentru care s-a născut mișcarea feministă. Pentru că femeile sunt discriminate în bucătărie. E foarte multă violență în bucătărie. Sunt lucruri greu de făcut, fizic vorbind, greu de făcut. Ce înseamnă majoritatea? Dar ce înseamnă este multă violență în bucătărie? Înseamnă la modul propriu. Hărțuire, violență. La propriu. Exact cum există în apartamentele din țara noastră. Gen. Adică, dar nu e vorba doar de România. De asta sunt puține femei în bucătărie. Sexismul și toate formele astea de masculinitate toxică sunt foarte prezente într-o bucătărie și de asta femeile nu prea rămân acolo. Sau se transformă în ceva nu neapărat fericit. Lumea stă prost cu nervii în bucătărie, în general. Adică mâncarea asta are un traseu format din multă suferință individuală. Și de asta cred că trebuie apreciată. Și vorbind despre feedback, cred că dacă nu e foarte relevant, poți să te abții sau poți să-i spui bucătarului ceva doar în momentul în care el știe să primească treaba asta. Cred că felul în care noi comunicăm acum și dăm cu oamenii de pereți e total nepoliticos și neproductiv. Răzvan, ai avut un mariaj care s-a destrămat. Mai crezi în căsătorie? Mi se pare totuși o idee bună în sine. Adică nu cred că este o instituție perimată. Da. Da, e un lucru bun, sigur, indiferent ce ți se întâmplă. Ăsta e modul meu de a trece mai departe la următorul subiect. Titlul este Fericirea. Da. Da? Și am această carte pe aici. Fericirea e un act de siguranță. O să te rog să mi-o și semnezi la sfârșit. Păi, odată că actul ăsta de siguranță e un obiect mic.
Mic, dar care poate fi de un real ajutor la asta, un moment dat. De aici pleacă. El e și rotunjit, dar și ascuțit. Conține niște principii contrare. E un fel de yin și yang la pachet, așa. E și masculin și feminin. Și pe de altă parte e util în foarte multe situații. Una dintre ele era, asta o știu de la Dunăre, toți cei care se apucau să traverseze Dunărea Nord aveau un arc de siguranță prins la slip pentru cazul în care aveau un cârcel. Dacă ai un cârcel, poți să înțepi cu acul de siguranță și trece. Și acul de siguranță îți salvează viața, practic. Da, mai ales dacă ești pe la mijlocul Dunării și acolo chiar trebuie să înoți. Trebuie să te miști foarte bine. Ăsta ar fi, cum să spun, aspectul aluziv al metaforei din titlu, care sigur are o poveste în spate, care ține de simplitate, de lucruri din astea, care se poartă la modă acum, dar pe care nimeni nu l-ar practica, tocmai pentru că țin de autentic. Tot la modă pare a fi și să vorbești despre depresie. Și tu nu te-ai ferit să vorbești și despre părțile întunecate ale existenței tale. Nu e riscant să vorbești despre sufletul tău, despre starea ta psihică într-o țară în care publicul este tot mai critic cu orice? Nu, tocmai mi se pare foarte important să vorbești despre lucrurile astea, nu pentru că ele au de-a face cu altceva decât cu felul în care tu, la un moment dat, ai ajuns să simți că ești perceput. De aici pleacă povestea asta. Și eu chiar nu știam cu cine să vorbesc. Mi se părea că am o problemă foarte specială. Pe vremea aia, cred că nici nu prea era dezvoltată psihoterapia în România. Sau nimeni nu făcea chestia asta și părea ceva degradant, ca și starea în sine. Și asta era ceva care trebuia ținută, era ceva de ascuns. Și când am vorbit prima dată despre chestia asta, pentru că era un principiu unificator al evoluției mele, din depresie s-a născut faptul că am ajuns bucătar, am primit un tip de feedback care mi-a arătat că în jurul meu sunt foarte mulți oameni care așteaptă un discurs de genul ăsta, care să-i valideze odată, să le valideze firescul, nevoia de înțelegere, într-un fel sau altul deschid o discuție despre felul nostru de a nu ne exprima emoțiile, pentru că noi suntem un popor care nu își exprimă emoțiile, suntem brutali și total intoleranți cu oamenii în suferință și cred că de aici poate porni un fel de mișcare de reevaluare a empatiei naționale, a sensului practicilor creștine care țin de iubirea de aproape și alte lucruri din astea care în sine sunt bune, există deja în lume, sunt în jurul nostru. Nu trebuie decât să le practicăm, atâta tot. Dar să te deschizi și să vorbești despre asta, nu e ca și cum ai spune, uite mă, sunt ciumat, sunt Răzvan și am ciumă. Un exemplu personal în care, sigur, mergi mai departe, depășești momentul, îl transformi în ceva mai bun, cred că poate ajuta și pe alții să, odată să caute, să afle că există și oameni ca ei, că de fapt asta e. Nimeni nu știe că mai există oameni așa și pare că fiecare caz în parte e un univers în sine și singular și atât. Și atunci ce facem? Cum trăim noi chestia asta? Ne recunoaștem. Da, există asta. Ah, bun, aflu că e ca în rețeaua medicamentelor. Nu, traficăm binele într-un fel sau altul. Aflăm că putem să mergem la terapie, că lucrurile se rezolvă. Există medicamente dacă nu face față terapia. Dar ne facem bine. Mulți dintre noi. Și băieții plâng câteodată? Da, bineînțeles. Cum să nu? Da. Și e bine. Zici, da, bineînțeles, după care umorul, până la urmă, este platoșa ta, este plasa ta de siguranță? Nu știu că e platoșa neapărat. Adică să nu te vedem foarte vulnerabil și foarte sensibil? Nu am o problemă cu asta, nu. Eu mă expun în toate felurile și mare parte din lucrurile pe care le fac eu la radio țin de o expunere fără limite. Încerc doar să nu transmit înspre public lucruri care îmi aparțin atât de tare mie și le-ar putea face lor rău. Atât. Dar în rest n-am o problemă. Nu, plâng. Eu plâng și când mănânc mâncare. De emoție, de exemplu. Și da, nu știu, mă bușește plânsul. Azi am vrut
să pun o piesă pentru un prieten care s-a dus, m-am gândit, m-am întrebat, oare pot să spun chestia asta la radio? Nu, o să mă bușească plânsul. Mai stau puțin, mă mai gândesc. Da? Lucruri din astea. Dar am avut momente în care m-a bușit plânsul. Aia a fost. Na, ce să facem? Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi, ne întoarcem în doar câteva momente. Am întors, suntem la cină în această seară cu Răzvan Nexarhu, scriitor, bucătar și om de radio. Da, atât s-a putut. Atât s-a putut. Ce să zic? Către ce te duci? Ai de gând să mai schimbi ceva? Să adaugi ceva la biografia ta? Păi, radio mai vreau să mai fac, atâta vreme cât povestea asta simt că face parte din mine. E o extensie a mea, așa, nu e ceva ce fac altfel decât aș face. Și în rest, da, nu știu, poate aș vrea să mai scriu o carte, mă rog, nu știu, vedem ce fel de carte, dar să mă apuc să mai scriu. Acum vorbesc cam mult și n-am timp să scriu și am o problemă cu asta. Aș vrea să mai gătesc, da, mai mult sau mai organizat de atât. Îmi place în continuare să fac chestia asta, dar sunt și foarte leneș și da, avem o problemă aici. Când zici că vrei să mai scrii o carte, te gândești să-ți pui povestea vieții în ea sau tot așa bucățele din trăiri? Viața mea oricum e foarte amestecată în toate lucrurile pe care le spun sau în felul în care privesc lumea. Nu cred că e nevoie de mai mult. Și nici nu mai țin minte, trebuie să spun. Adică și chiar mi se rupe, așa, în mare vorbind. Sunt poveștile oamenilor cu care m-am întâlnit, care m-au ajutat să devin ceea ce sunt. Sunt alte lucruri pe care le aflu, nu știu, vorbind cu tata despre familia noastră. Sunt chestii din astea, care nu țin neapărat de mine. Ai timp să vorbești cu tata despre familia voastră? Da, mai vorbim, da, mai vorbim un pic, da. Ne-a ajutat pandemia să ne apropiem de familii? Da, ne-a ajutat să albim și să ne apropiem de familii. Pe final de emisiune mai sunt încă 10 întrebări. Sunt aproximativ aceleași, le adresăm celor care vin aici la cină. Când ai plâns ultima dată? Cred că muzica. Cred că într-o dimineață când plecam la radio și... nu știu, nu eram neapărat bine, aveam o grijă cu tata sau ceva. Și, mă rog, încercam să mă ridic singur și mi-am pus, un pasaj preferat din concertul Brandenburgic numărul 6, cred că este partea a treia, care e așa, e foarte luminoasă. Și mi-am pus chestia aia, dar n-am plâns de tristețe, plâng de bucurie. Adică muzica este atât de bună încât totul merge foarte bine. Cui ești dator? Păi sentimentul ăsta cred că vine mai degrabă către toți oamenii față de care am greșit. Într-o perioadă în care eu am fost foarte jos. Și în care am făcut foarte multe gesturi pe care acum pot să le corectez. Ai reînvățat limba greacă? Nu, n-am reînvățat-o. Am un plan, am încercat și am descoperit că este o limbă îngrozitor de dificilă și foarte departe de ce mi-imaginam eu, folosind Cosmos, Paracalo și... Da. Și ia fandaxie, da. Te întreb pentru că am citit pe undeva promisiunea asta ta și... Vorbeam grecește și da, am mers de vreo două ori la școală, am abandonat-o. Dar am un plan, am și un caiet, teoretic mai știu să scriu, cred. Dacă mă străduiesc... E mare lucru. Pot să le scriu pe alea, dar citesc destul de greu, trebuie să exersez. De cine ți este foarte dor astăzi? De mama. Care este amintirea? Care îți vine acum în minte cu mama ta? Avea un umor teribil. De fapt, umorul meu este al ei și cred că este venit pe filiera asta basarabeană cu bunicul meu, care era un tip foarte, foarte șmecher, găsa pisici. Râdea la glume foarte, foarte negre. Înțelegea foarte... foarte bine și foarte ușor
echilibrul ăsta între suferință și înălțare în același timp, lucru pe care îl face umorul de bună calitate. Mă rog, ea era foarte bunăvioară și, în fine, era greu și când a ieșit tatăl meu din spital, după 6 luni stat acolo, timp în care cred că s-au văzut de 2 ori, a fost puțin după ziua lui, înainte de ziua lui, scuză-mă, și i-am, de ziua lui am adus un tort foarte frumos, cum îi plăcea lui, și am cântat la mulți ani și el era, bietul de el, venit ca din Vietnam. Era, nu-i venea să creadă că este în alt loc decât în Spitalul Floreasca și mai era o doamnă asistentă pe lângă noi. Și i-am zis, tată, haide, bucură-te, știi? Și maica mea a încercat să-l ridice. Și am zis că oricum un tort costă infinit mai puțin decât un parastas. Și maica mea a făcut o criză de râs. Taică mea, până la urmă, a râs și el, că îi plăceau și lui chestiile astea, dar nu-i plac chestiile foarte personale, așa? Umorul este... și genul ăsta de complicitate pe glume rele, așa. Eram foarte, foarte aproape și duioșie multă și căldură și... Dar maică mea plângea foarte mult. Cred că de la ea mi se trage. Care a fost cea mai frumoasă vacanță din viața ta? Cred că a fost vacanța de anul ăsta. Am fost în Italia și m-am spălat singur pe creier. N-am făcut absolut nimic. Am umblat de pe o plajă pe alta, am mâncat, am ascultat muzică, am citit foarte mult și am înotat și am sărit de pe stânci. Încă mai sar de pe stânci? N-am avut experiență din asta, dar m-am aruncat ca nebunul, da. A fost foarte bine. Cea mai mare realizare? Cred că eu. Surprinzător. Da. Cred că eu, da. Și faptul că sunt acum aici și că pot să vorbesc așa și că funcționez și că sunt bine și că fac oamenii să râdă dimineața. Și seara. Și seara, da. Și seara, da. Cel mai mare regret? Că nu am fost foarte mult alături de părinții mei o perioadă. Am lipsit din viața lor și ei din viața mea. Nu m-am ocupat suficient de ei. Ne-am cam pierdut la un moment dat. Cred că e firesc într-un fel, dar cred că puteam să fac mai mult. Ce-ți dorești de Crăciun? Cred că am lăsat de jos standardele. Acum aș vrea să văd pe tata zâmbind, sănătos. Lucruri din astea foarte, foarte micuțe. Este ultima întrebare. Ești fericit? Uneori sunt fericit, da. Sunt fericit că mintea mea poate să mai producă grație și că încet, încet devin un om mai luminos și mai apropiat de cei din jurul meu. E o îmblânzire pe care nu credeam că am să o pot practica vreodată. Îmblânzirea scorpiei. Genul ăsta, da. Da, e foarte important. Și faptul că dimineața la radio adun foarte mulți copii în emisiune pe care îi fac să vorbească, să se strâmbe, să facă într-un fel și părinților îmi mulțumesc într-un fel pentru chestia asta. Mi se pare că există ceva care mă leagă foarte bine și asta e foarte important pentru mine, de copilul care am fost, care vrea să se joace. În continuare. Mulțumesc foarte mult, Răzvan. Și eu. Sper că a fost o discuție agreabilă la cină. A fost, da. E și emoționant într-un fel. Adică nu plâng acum, plâng după ce încheiem. Îți promit. Bine. Îți mulțumesc foarte mult. Și eu îți mulțumesc, Răzvan. Și... dacă ți-a plăcut, mai treci pe la noi. Mai da, poftește. Și mâncarea e bună, e bun băiatul ăsta, să-l mai țin. Data viitoare facem altfel. Stau de vorbă cu Adi și gătești tu.
Da, eu am stat de vorbă foarte mult cu el, dar aș mai sta în continuare, da, foarte mult. Păi oprim camerele și stăm de vorbă cu toții. Mulțumesc, e bine că ai adăugat și cu tine ca să plec și eu liniștită acasă în această seară. Și un Crăciun fericit să vină peste, să se abată pentru peste toată lumea. Și să găsim cu toții mai multe motive să zâmbim în fiecare zi. Ar fi mult mai bine, da, mult mai bine. Sau măcar să nu ne înălpăm din prima. O mai lăsăm. Vă mulțumim foarte mult și dumneavoastră pentru atenție. Vă mulțumim că ne-ați primit și în această seară de sâmbătă în casele dumneavoastră. Vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare, sâmbătă, ora 21, la cină. Pe curând!